A fost amenințată de soțul agresiv și a sunat la poliție. Este vorba despre o femeie din localitatea Șercaia. Polițiștii din cadrul secției 3 Poliție Rurală Voila efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și violare de domiciliu. Femeia susține că ieri în jurul orei 0:40, în timp ce se afla la domiciliul unei rude, pe fondul unor discuții contradictorii, ar fi fost amenințată și agresată fizic de către soțul său. Ulterior, bărbatul în cauză în vârstă de 32 de ani ar fi părăsit imobilul, dar a revenit la scurt timp și a pătruns în curtea acestuia prin escaladarea gardului fără a avea consimțământul proprietarului. Potrivit prevederilor legale și având în vedere faptul că în urma completării formularului de evaluare a riscului s-a constatat faptul că există pericol iminent, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile față de bărbatul în cauză. Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluția legală la finalizarea anchetei.